Am invitat-o astăzi alături de noi pe Cristiana Trifu, psiholog specialist în neuroștiințe. Răsfățul înseamnă în primul rând descurajare. Înseamnă că facem locul lui lucru. Copilul, dacă trăiește fără reguli, când intră societate, o să aibă un șoc groaznic. Bine să existe un consiliu al familiei o dată pe săptămână în care fiecare să-și spună ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut. Copilul poate să nu fie de acord, e dreptul lui să nu fie de acord. Culturi cu Chris și Vlad, astăzi la Happy.